sau poză, nu știu cum să... Umanitatea văzută altfel. Păi având în vedere și meseria care o am de vreo 20 de ani, m-a făcut să văd dincolo de zidurile unui penitenciar, dincolo de gratiile unde sunt anumite persoane, care unii le consideră deja, cum să spun eu, irecuperabile, dar nu e chiar așa, pot fi redat util societății, dar, dincolo de aceste ziduri, sunt oameni care poate nu merită neapărat să fie judecați în sensul ăsta, că orice om greșește. Sunt cărțile dumneavoastră un apel către oameni să judece un pic cu altă măsură? Absolut, toate cărțile. Deci toate cărțile sunt ca o învățătură, ca o lecție, ca un mesaj care îl poate prelua cineva și dă de gândit, dă un semnal de alarmă. Am ce învățat de aici. Despre ce să semnifice această grafică? Eu doar l-am ajutat să arate așa cum este. Bine, dar a și colaborat. Deci eu i-am zis ca o schiță, așa, bă, eu aș vrea să fie așa și pe dincolo. Cineva aici, care e aproape nebun, e ridicat deasupra pământului cu nebunia lui. E îndepărtat de oameni. Oamenii sunt aici. Aici e jivina aia care e reprezentată printr-o jivină. Dar aici poate fi un om, acel om care a fost atât de rău încât a nebunit persoana asta de s-a depărtat de toți ceilalți oameni, inclusiv de fiul ei. Și deja a schimbat la 180 de grade. Deci nu e vorba despre zboruri, nu e vorba despre aeronautică, nu e vorba despre anatomie sau de zoologie sau de animale din pădure. E vorba despre psihologia omului. Și după ce citește cartea, probabil zice, da, așa e. Da, e bun, așa e. Așa e, stilistic vorbind, sedus de epica navalnică, de ficționarea, ca să zic astfel, fără frontiere. Și, repet, de neobișnuitul stărilor, în special din zona sexuală erotică. Un insolit înmuiat, totuși, cred că ați observat, de ironie și umor, de irreverență și nu de puține ori. Nu cred în infractor. Cei ce se abat de la normele cât de cât respectate. Cred că urechile domnului Pleșcău nu ajung să cuprindă câte au de acolo la pușcărie. Acolo se află adevărul, acolo se află drojdia, ascunsă mai mult sau mai puțin decât ființa umană. Instinctul fără spirit. Extraordinar facem pentru un scriitor să fie atât de inventiv. Am spus că Alina, acesta devine justițiar. El este copilul acela al studentei pe care doctorul a aruncat-o pe scări. A rămas oarbă. Și în final, băiatul vrea să-i o plătească, să-l răzbune. Să știți că m-am povestit în inima, nu pentru a nu citicate, exact pe care vă atrage să o citiți. Să-l răpească și să-l tranșeze la schimbul de organe. El însă se păsteze numai ochii, pe care se-i dea mamei sale rămasă oarbă pe atunci din studenție.